Sunt în Italia și am 900 de euro pe lună. Păi în această situație să știți că sunt foarte mulți stranieri, nu mai este Italia cea care a fost odată. Și am faceți un calcul, cei care n-ați fost niciodată prin Europa, ca să înțelegeți aici chiria undeva o cameră, e vreo 500 de euro plus minus, mâncarea vă 200 de euro plus minus, și alt cheltuiel de transport și întreținere și haine și dacă vrei să mai trimiți și acasă și nu știu mai ce, apoi ce faci cu 900 de euro? Eu cred că pentru așa salariu nu merită să veniți la Italia. S-au terminat vremurile bune și aici, în Italia, așa că faceți tot posibilul și faceți treabă acasă, acolo unde sunteți, că tot acolo ieșiți, vă asigur, decât să veniți pentru 900 de euro. Hai pentru 2.000, 3.000, 4.000, mai înțeleg, dar pentru 900 nu faci, credeți-mă, deloc. Și dacă știți un job ceva cu cel puțin 2.000 de euro, dați în știre că eu sunt primul care știu să fac de tătea.